Soția mea, Magdalena, s-a simțit foarte rău în ultimele zile și când am dus-o la doctor și am aflat de ce, am fost absolut șocat. Magdalena, iubire, nu știu de tine, însă mie mi-este foarte, foarte somn. Și având în vedere că afară s-a făcut întuneric beznă, cred că ar trebui să mergem să ne culcăm. Însă, sincer să vă spun, fraților, nici măcar nu știu de ce mi-este atât de somn, pentru că astăzi n-a fost deloc o zi încărcată, însă parcă toată ziua voiam să mă duc în pat și să mă culc. Mai aveți și voi bănuie zile de-astea în care ți-e somn pur și simplu toată ziua, însă dacă stau să mă gândesc, cred că are sens, pentru că nopțile trecute nu prea am dormit, așa că într-un fel mă apucă din urmă, cum s-ar spune. Haide, Magdalena, mergem să ne culcăm. Și mie mi-este cam somn, Marius, dar înainte să ne culcăm, vreau să-ți spun ceva. Te rog să te gândești foarte, foarte bine dacă în continuare vrei să ai jobul pe care l-ai acum. Magdalena, iubire, băi, și fete, avem această discuție de fiecare dată, ți-am spus. Nu pot să-mi dau demisia de la jobul acesta. Nu ar fi inteligent din partea mea și din partea noastră ca familie, pentru că până la urmă banii pe care îi câștig nu sunt banii mei, sunt banii familiei. N-ar fi inteligent să-mi dau demisia. Și până la urmă, ok, doctorul Barbă face ilegalități, suntem căutați de poliție, nu știu ce, dar se pare că momentan nu s-a întâmplat nimic, sunt doar speculații. Pe bune, Magdalena, te rog, eu vreau să te calmez, că te văd în ultimul timp, frate, Magdalena chiar e foarte, foarte stresată pe chestia asta. Înțeleg că salariul este unul foarte bun și că doctor Barbă este un prieten de al nostru, dar tu ai auzit ce se întâmplă, nu? Tu ai auzit că domnul polițist deja se apropie din ce în ce mai mult de doctor Barbă și ce contează, Magdalena, ce contează? Că întotdeauna doctor Barbă rezolvă situația, adică băieți și fete, fie că vă place de doctor Barbă sau nu, trebuie să recunoașteți că e un băiat foarte descurcăreț, adică de fiecare dată și-a rezolvat problemele. Și pe lângă chestia asta, Magdalena, dacă Doamne ferește, deci dacă Doamne ferește se întâmplă chestia asta, pe mine, gen, ai văzut că sunt acele articole că-l caută pe doctor Barbă, nimeni nu știe că are un asistent. Pe mine nu m-ar căuta absolut nimeni, pentru că doctor Barbă este un infractor adevărat, care știm toți, fraților, că nu ar da cu ciocul, cum se spune, știi ce zic? Așa că calmează-te, dacă Doamne ferește, îl aresează pe doctor Barbă, mă duc și-mi caut alt job. Însă până atunci a decis să plec de la oportunitatea asta și pe lângă asta, fraților, practic e și deja prietenul nostru, pentru că ne-a ajutat foarte, foarte mult. A vindecat-o pe Magdalena, ne-a ajutat de fiecare dată, ne-a ajutat să ne găsim copii, ne-a ajutat cu foarte multe chestii. El a spus că a rezolvat și că poliția nu mai este pe urmele lui, dar din câte văd nu prea s-a rezolvat nimic. Da, Magdalena, na, poate n-a rezolvat bine, dar las că o să fie bine. Așa că, te rog, gândește-te foarte bine, o să mă gândesc. Nu vreau să intri la închisoare și mai ales dacă intri acolo din cauza doctorului Barbă, tu îți dai seama câte infracțiuni a făcut omul ăla. Da, Magdalena, dacă, Doamne ferește, intru la închisoare, gen, dacă doctor Barbă a făcut experimente pe un milion de oameni, n-o să intru și eu pe chestia asta, eu o să intru pe infracțiunile mele, care până la urmă, băi și fete, eu nu fac nicio infracțiune, bro, pentru că eu nu știu nimica despre domeniul ăsta unde lucrez, nu știu nimica, sunt doar asistentul lui, îmi zice, adu-mi apa, adu-mi sticla aia, bă, asta e o infracțiune, să aduci o sticlă, ok, contează ce e în sticlă, dar nu contează, contează că nu știu nimica, asta contează. Și îți spun asta pentru că toate zilele astea de stres în ultimul timp simt că m-au ajuns. Mă simt extrem de rău, vomit de 3 ori pe zi, am observat, bă, Magdalena, scumpă, nu te mai consuma atât, dar o să fie bine, bro, o să fie bine. Mă simt balonată și am o durere foarte mare de cap. Am încercat să iau niște medicamente, dar nu-mi trece, însă cred că este de la stres. Da, corect, adică, băi, 100%, băi și fete, uite, vă zic eu o chestie, dacă vă doare capul, deci asta este un sfat medical care e 100% bun, dacă vă doare capul, băi și fete, să nu vă gândiți că aveți ceva rău, trebuie să vă gândiți prima dată, băi, am fost stresat, am băut apă. Am dormit bine, și ce zic? Acum, Magdalena, zic și eu, astăzi m-am simțit foarte prost, m-am simțit așa foarte somnoros și are sens de ce te simți așa. În ultimul timp ai fost stresată, nu prea ai dormit noaptea, pe bune. Așa că eu zic să te calmezi și haide să mergem să ne odihnim. Repet, nu știu dacă este de la stres sau dacă am eu ceva. Haide, mă, Magdalena, cum să ai ceva? N-ai nimic, băi, e logic, băi și fete, te simți prost că ai fost stresat, e logic. Însă, având în vedere că în ultimul timp m-am tot îngrijorat, abia de-am dormit nopțile și nici nu prea am băut apă. Haide, mă, Magdalena, băi, e clar, băi, dar de ce nu bei apă? Bea apă. Dacă stau să mă gândesc, cred că ăsta o să fie un simptom. Așa că te rog, gândește-te. Ți-am zis, Marius, înțeleg că tu crezi că dacă o să-ți dai demisia de la acest job, mafia o să vină după noi și o să ne ucidă. Păi, Magdalena, nu neapărat, dar nu știi niciodată, bro. Adică toată lumea, fraților, toată lumea știe că odată ce lucrezi în o industrie asta cu infractori, nu poți să te trezești mâine să zici eu plec. Nu funcționează așa, nu este ca la un job normal. La un job normal poți să faci asta, ai dreptul ăsta, da, îți dai demisia, pa, când vrei tu, la orice oră, la orice secundă, la orice minut. Aici nu funcționează așa și te rog, eu nu te mai stresa, băi și fete, deci chiar încep să mă îngrijoresc pentru starea Magdalenei de sănătate, bro.
Dar ne putem duce la poliție și ne pot apăra ei. Da, poliția o să ne apere de mafios, da. În fine, tu faci ce vrei tu, dar te rog încearcă zilele astea să nu mă mai stresezi. Pentru că ți-am spus, mă simt foarte, foarte rău. Magdalena, stai liniștită. Haide să mergem, să ne culcăm. O să, gen, dacă Doamne ferește o să am o problemă, dar n-am ce problemă să am, gen, nu o să te stresezi deloc. Te rog eu, na, să te faci bine. Că chiar nu-mi place, băi și fete, să-mi văd soția că vomită, că se simte prost, că are dureri de cap, că nu știu ce. Vă dați seama, băi și fete, că nu este o experiență plăcută. Magdalena, te aștept sus. Da, băi și fete, bă, mă simt prost pentru ea. Se vede că se simte foarte, foarte rău, bro. Dar na, e logic de ce se simte rău. Adică nu-i vreun mister sau ceva de genul. Nu doarme nopțile, e stresată. Adică na, ar fi bine să termine cu chestiile astea, pentru că dacă o duci așa mult timp, s-ar putea să apară alte probleme de sănătate și nimeni nu vrea chestia asta, în fine. Hai, bună ziua, băi, bună seara, șmecherilor, ce faceți? Hai toată lumea la culcare, că afară s-a făcut deja întuneric beznă și mâine voi, din câte mi-aduc aminte, trebuie să mergeți la școală. Tata, stai puțin, tata, să zic ce mi-a făcut Izabela, că de astăzi eu vreau să mă mut. Băi, fii atent, înainte să-mi zici, fiți atenți. Nu mai, deci să nu vă mai aud cu probleme, ce probleme aveți voi, nu mai stresați pe mama voastră că se simte foarte, foarte rău. Are sens, pentru că în ultimul timp am avut foarte multe probleme, au fost foarte multe situații, au fost foarte nașpa. Așa că dacă aveți o problemă de asta, veniți la mine, nu-i mai spuneți că ea se stresează, ține în ea, e nașpa, după apar alte probleme de sănătate, e nașpa, adică acum se simte foarte rău, se simte foarte rău, așa că... Pă bune, nu să, gen, aveți vreo problemă, veniți la mine, să nu vă mai duceți la ea. Ori mă mutați cu ea din cameră, ori mă mut eu din casa asta. Chiar sunt curios, Răzvane, cum o să te muți din casa asta. Ia uite, a doua variantă, chiar sunt curios. Stăteam și eu și mă uitam pe telefon la un episod din viața la școală. Corect, toată lumea face asta. Și din greșeală, nu știu cum am ținut telefonul, dar mi-a alunecat. Dar nu mi-a alunecat pe jos, ci mi-a alunecat între saltea și lemnul de la pat. Mamă, băi, șete, asta e cel mai nașpa sentiment, bro. Sau când stai așa cu telefonul și spică așa în față și îți dă ura. Ok, Răzvane, bun, deci ai fost un tântălău și ți-a picat telefonul pe jos și ce treabă are sora ta cu chestia asta? Te-a speriat și ți-a picat telefonul? Eu am rugat-o pe Izabela să-mi țină puțin lanterna de la telefon, bănuiesc, să pună lumina acolo, să văd cum să-l scot. Și ea nu a vrut și m-a închinuit 30 de minute să-l scot de acolo. Ok, domnișoară, ai fost cam nesimțită că nu ți-a ajutat fratele. Da, haide, bă, Răzvane, bă, ai 2 ani, bă, de ce te superi pe chestia asta? Și după mi l-a smuls din mână și l-a băgat la loc, ok? Ok, se pare că știm de ce s-a supărat. Iar eu am dat cu telefonul ei de pământ și s-a spart. Băi, ești nesimțit? Și acum ce că tot vina mea e? Băi, ești nesimțit? Tu crezi că noi avem bani să-i cumpărăm telefon nou? Ia început, nu e vina mea. Dacă voia să aibă, să nu aibă telefonul spart, poate trebuia să nu-și bată joc de mine când mi-am cerut ajutorul. Bă, Răzvane, dar ești crescut în junglă. Nu mai poate omul să... Ok, băi, și tu ai fost nesimțită, Izabela. Mamă, băi, acum o să trebuiască să-i cumpăr telefonul, auziți aici. Deci te rog, eu scad din alocație, nu știu, văd eu cum fac. Tata, dar nu-i corect, nu se compară să ascunzi telefonul undeva cu spargerea unui telefon. Răzvane merită pedepsit, băi, chiar nu-i corect. Băi, Răzvane, deci pe bune, adică dacă tot aveți jocurile astea de frați între voi în care vă tachinați, măcar să fie egal, bro, adică nu ia, îți mănâncă din farfurie și tu îi dai cu farfuria în cap. Adică n-are sens. Și ce zic, calmează-te. Trebuia să-i ascunzi și tu telefonul, nu să-l spargi, bro. Ești nebun, ai luat o razna. Ok, și mie mi s-a părut că mama se comportă ciudat în ultimul timp, dar eu zic că trebuie să o înțelegem. A fost îngrijorată cu noi, dar mai ales a fost îngrijorată cu bunica Nina. Da, exact, băi, și fete, gândiți-vă, deci noi, deci eu, cu Izabela și cu Răzvan, da, am fost îngrijorați de chestia asta cu bunica Nina, cu doamna Nina, cu soacră mea. Dar vă dați seama, Magdalena, băi, și fete, e mama ei, bro, adică ea 100% a suferit mai mult decât noi, fie că, gen... Chiar dacă ea e singura din familie pe care nu a răpit-o, gen 100% ea a suferit cel mai mult dintre noi. Tu îți dai seama cât de mare e șocul să vezi că mama ta, cu care ai trăit toată viața și de care credeai că te iubește, să se întoarcă împotriva ta și să încerce să te ucide pe tine, pe soțul tău și pe copiii tăi. N-o să o mai deranjăm tata, dar eu vreau un nou telefon. Dacă eu îi spărgeam telefonul lui Răzvan, i-ați fi cumpărat unul nou. Aceasta este o minciună și se mai uită și la serialul ăla de rahat. Vorbești de viața la școală? Ok, poate nu-ți mai cumpărăm un telefon nou, ce să vezi. Poate așteptăm câteva săptămâni. În fine, hai, băgați-vă la somn și v-am spus. Dacă cumva la școală vi se întâmplă iară vreo prostie, da, luați o notă mică. Nu vă duceți la mama voastră. Dacă vă întreabă mama voastră cum e, ziceți că e totul bine, că mai în zilele astea să-i treacă puțin. Că de-aia, băi, și vede, că o să-i treacă câteva zile, să fie fără stres și o să-i treacă. Da? Deci să nu faceți nicio prostie. Haide, noapte bună, că pe bune, fraților, și mie mi-este foarte, foarte somn.
Bună dimineața, băi și fete. M-am trezit și eu și să știți că am dormit foarte, foarte bine, însă sunt singur om din patul ăsta care a dormit bine, deoarece Magdalena seară, nu știu, fraților, tot s-a foit prin pat, a ieșit din cameră, probabil s-a dus la baie să vomite. Băi, nașpa că nici măcar ea, dacă vrea să se odihnească, nu poate, că se simte foarte rău. Însă eu cred, băi și fete, în continuare, nu sunt eu vreun doctor sau ceva de genul, dar cred că dacă n-o să o mai stresăm, cred că o să fie totul bine. Bună dimineața, iubire, abia de-am putut să dorm aseară. Am avut stări de greață, de amețeală și m-a durut burta foarte, foarte rău. Ce să fac? Acum nu mi-am niciun stres pe cap, nu știu de la ce e. Dacă și astăzi și mâine mă simt așa, să mergem la doctor. Da, chiar o să mergem la doctor, băi și fete, dacă nu. Ok, na, dacă vrei tu să mergi la doctor, eu aș fi zis facem măcar 3-4 zile fără stres ca așa, dacă de pe zi pe alta nu prea se duc simptomele. Dar dacă vrei tu, da, putem să mergem mâine la doctor dacă nu te faci bine sau dacă, Doamne ferește, te simți mai rău. Și la un doctor real, nu la doctor barbă. Cum vrei tu. Tu ce decizie ai luat în legătură cu doctor barbă? O să mai lucrezi cu el? Magdalena, iubire, hai să vedem acum că... Lasă că o să vedem, da? Deci lasă că o să vedem. Acum avem nevoie de bani, trebuie să plătim datoria aia la bancă, avem bani puși deoparte, dar mai avem nevoie de câțiva ca să o plătim. Și vedem după, ok? Bun, hai că o să trebuiască să mă duc și eu la muncă și Magdalena trebuie să se ducă la muncă. Și voi trebuie să mergeți la școală, bună dimineața, băi! Tata, înțeleg că nu vrei să o supărăm pe mama, dar mie chiar nu convine că Răzvan mi-a spart telefonul. Bine, băi, Izabela, o să-ți cumpăr unul când intră salariul, dar te rog, eu termină. În casa asta nu mai poți să faci o glumă? Am glumit și eu cu el, nu i-am făcut nimica, nu i-am spart telefonul. Nu mi se pare corect să am telefonul spart. Nu poți să mi-l duci la reparat sau să-mi cumperi unul nou. Când intră salariu, te duc și îți repar telefonul, că foarte bine. Nu-ți cumpăr altul nou, că băi, n-avem noi bani de telefon nou. Te duci și ți-l repară, da? Că mai bine să-l reparăm decât să cumpărăm unul nou. Ok, mai bine ar fi ăla nou, dar financiar vorbind, mai bine îl reparăm. Ea a început, nu e vina mea. Dacă ea nu începea, nu se ajunge aici. Bine, băi, hai, tăciți din cură, că e mama voastră aici și iară vă aude cum vă certați. Și oricum, asta n-a fost prima dată când Izabela a făcut mișto de mine, pentru că dățile trecute m-am abținut. Nici nu mai aduc aminte de câte ori mi-a dat mingea de fotbal peste gard. Bă, dar acum v-ați luat toți. Băi, nu v-am zis să fiți calmi. Nu v-am zis să nu mă mai stresați pe mine și pe mama voastră. Ok, pe mama voastră, nu pe mine, dar zic așa. Sau de câte ori mi-a oprit alarma la telefon ca să nu mă trezesc la el. Am răbufnit și eu, îmi cer scuze, dar asta e bine. Nu o să fii pedepsit și tu o să primești un telefon nou. Dar lăsați-mă, băi. Nu telefonul, o să fie reparat. Dar vă rog eu, nu-i spuneți asta mamei voastre. Hai, toată lumea la școală. Eu, băi și fete, o să mă duc la muncă. Magdalena la fel. Vedem care e treaba. Astăzi cred că la muncă o să trebuiască să refacem laboratorul, dacă nu mă înșel. Nu sunt 100% sigur. Dar bănesc că asta o să facem. Băi, sunt curios dacă avem niște facturi noi pe aici. Opa. Ok, este un anunț de la poliție, nu este nicio factură nouă. Hai să mergem pe aici ca să citim, să vedem care-i treaba. Chiar sunt curios, băi și fete, cum o să... Adică știți că mobila trecută din laborator unde lucrez eu a fost distrusă. Deci sunt curios cum o să facem acum laboratorul, însă probabil știe doctorul Barbă. Hai să vedem care-i treaba. Stimați cetățeni și colegi în uniformă, astăzi vrem să vă aducem la cunoștință o dezvoltare alarmantă în ceea ce privește... Oh my god, bă, băi și fete, altă știre despre doctor Barbă! Individul cunoscut sub numele de doctorul Barbă. După o perioadă de relativă liniște, acest individ, bă, fraților, bă, și-a s-au pus pe el. Mamă, deci îmi e frică ca Magdalena să n-aibă dreptate, fraților. Adică eu am încredere în doctor Barbă, ați văzut că întotdeauna și-a rezolvat problemele. Băi, da... Nu știu, o să vorbesc și eu cu el, e foarte ciudat ce se întâmplă. În orașul nostru, iar situația se agravează rapid. În ultima săptămână am primit numai puțin de 10 rapoarte de identificare a lui doctor Barbă în diferite zone ale orașului. Este esențial să înțelegem gravitatea acestei situații. Doctorul Barbă este un individ periculos care a fost dat în urmărire pentru activități ilegale și experimente chimice asupra oamenilor. Informațiile recente sugerează că el lucrează în colaborare cu infractori notorii, transformându-l într-o amenințare și mai mare pentru comunitatea noastră. Un aspect preocupant este prezența unui asistent. Oh my god, băi și fete. Oh my god, al doctorului Barbă, ale cărui identitate încă nu este cunoscută. Cu toate acestea, suntem hotărâți să aflăm mai multe informații despre asistent și să-l aducem în fața justiției alături de doctor Barbă. Oh my god, ok, bun. Acum m-am panicat, fraților, acum m-am panicat. M-am împătat. Ce face doctor Barbă, bro? N-a zis că are polițiști, că are ceva oameni. Vă asigurăm că investigația noastră
se desfășoară cu cea mai mare prioritate, iar fiecare efort este făcut pentru a stopa această amenințare. Pentru a face față acestei situații de urgență, solicităm cu fermitate sprijinul dumneavoastră în identificarea și raportarea oricăror informații relevante despre doctorul Barbă sau despre asistentul său. Mamă, băi, și fetea asta nu-mi place. Dacă îl vedeți sau aveți suspiciuni cu privire la prezența sa în orașul nostru, vă rugăm să sunați imediat la numărul unic de urgență 112. Fiecare secundă contează în această luptă pentru siguranța comunității noastre. Bă, băi, și fete, da, gen, acum, pe bune, gen, poate o să sune ipocrit, având în vedere că eu lucrez aici, dar n-am mai văzut anunțuri de-astea pentru alți infractori, frate. Ok, înțeleg, doctor Barbă face experimente, bă, dar 100% sunt alți criminali, alți jefuitori care fac infracțiuni mai mari, gen, adică, băi, frate, ce s-a pus toți pe el? În calitate de polițiști și forțe de ordine, ne asumăm responsabilitatea de a proteja cetățenii noștri și de a asigura un climat de siguranță în orașul nostru. Doamne ferește să reușiți! Ne pregătim să acționăm hotărât și cu eficiență împotriva acestei amenințări. Vă rugăm să evitați orice contact direct cu doctorul Barbă sau cu asistentul său. Băi, nici nu mai citesc. Nu că m-am panicat, ești nebun. Mamă, ăștia de unde știu că are un asistent, bro? Cum, frate, eu nu înțeleg cum știi că are un asistent, dar nu știi cine e. Doamne, mamă, hai că mă duc să vorbesc cu el, băi, și fete, să-i zică, băi, trebuie să facem ceva, nu știu, trebuie să vorbească cu oamenii lui de la poliție, trebuie să facă ceva, fraților, că eu nu mă duc la închisoare. Eu nu mă duc la închisoare, mai ales, adică chiar dacă este un salariu bun, mai ales pentru 3.000 de dolari pe lună, bro, dacă erau milioane, mai ziceam. Bună ziua, domn doctor Barbă, bănuiesc că astăzi o să refacem situația pe aici, dar fiți atent, fiți foarte atent. Că am primit un anunț în poștă și nu numai eu, probabil l-a primit tot orașul, unde în continuare dumneavoastră sunteți dat în urmărire și de data aceasta un aspect preocupant este prezența unui asistent al doctorului Barbă. Știu și de mine. Ok, nu știu identitatea mea, dar știu că aveți un asistent. Domn doctor Barbă, situație foarte nașpa, ce facem? Bună dimineața, Marius, sper că ești pus pe treabă, deoarece astăzi va trebui să reconstruim tot laboratorul. Lasă laboratorul, bro, zi ce facem. Și stai liniștit, am primit și eu anunțul de dimineață că eu sunt dat în urmărire și știu că am un asistent, dar după cum ți-am spus, nu o să se întâmple nimica. Nu te mai panica că o să fie totul bine. Domn doctor, dumneavoastră îmi zice să nu mă panichez, dar acțiunile nu zic asta, știi ce zic, se întâmplă alte chestii. Dacă ne panicăm, doar stricăm situația. E normal să fiu dat în urmărire, având în vedere că în ultimul timp am făcut multe prostii aici. Hai gata cu vorba la treabă. Dacă spui tu, domn doctor, bine, na, hai să ne punem, fraților, să, nu știu, refacem tot laboratorul ăsta. Aoleu, ce mă doare spatele, frate. După aproximativ, cred că au trecut 7 sau 8 ore, fraților, am reușit să refacem laboratorul. Nu arată la fel ca și înainte, însă, știu să vă spun, arată mai mișto. Adică, uitați-vă la luminile astea, uitați-vă că avem acum 2 QVT. Deci arată foarte, foarte mișto. Avem și masa asta. Domn doctor Barbă, se pare că, na, mi-am făcut treaba. Gata, Marius, pe o scară de la 1 la 10, cât de bine crezi că arată? Bă, sincer, na, există foarte mult loc de, cum îi spune, să devină mai bun, loc de upgrade, să spunem așa. Da, na, eu zic că un 8 ar fi o notă bună. Arată mai profesional decât celălalt, da, adică mai ales luminile astea, fraților, eu zic că arată bine rău de tot. Mâine începem alte experimente, am o idee nebună și te rog să nu mai fii panicat că nu ajungi la nimica și chiar n-ai motiv să fii așa. Nici nu vreau să știu ce idee bună aveți, în fine, bun. Ok, băi și fete, da. Să știți, gen, dacă cumva v-ați întrebat, am aruncat acea știre pe care am primit-o în poștă, pentru că nu vreau ca Magdalena să afle chestia asta. Dacă mă duc acum și zic la Magdalena că poliția îl caută și pe asistentul lui doctor Barbă, săraca de ea, cine știe ce se întâmplă, fraților. Ia uite că e în curte cu copiii. Așa că este un secret care rămâne între noi, da? Deci chiar nu mai vreau să o panichez, că se vede, fraților, că din cauza stresului se simte foarte, foarte rău. Și na, nu vreau să-i dau motive să se simtă rău. Ce faceți, dragilor? Magdalena, iubire, Izabela, Răzvan, a venit și eu acum de la muncă. La muncă astăzi am fost constructor, n-am mai fost asistent de laborator, pentru că a trebuit să reconstruim tot laboratorul. Marius, iarăși avem o problemă. Aoleu, ce problemă mai e? Doar probleme pe capul nostru în ultimul timp. Copiii mâine vor avea o ședință unde noua directoare ar vrea să se cunoască cu părinții, dar problema este, și eu nu înțeleg cum asta este posibil, că ședința e la ora 3, bro, what? Cine face ședință la ora 3, man? Oamenii ăștia n-au serviciu! Bro, cum adică ședință la ora 3? Ah, și problema e că noi nu putem să ajungem.
Da, ședință la ora 3, la ora 15. Și eu și tu suntem la muncă atunci. Ce facem? Eu chiar vreau să o cunosc pe femeia aia și să văd dacă e la fel de nenorocită ca și cealaltă. Astăzi la muncă iarăși mi-a venit să vomit, mă simt foarte rău. Magdalena, te rog, eu calmează-te, nu te mai panica. Păi copii, nu știu, mergeți la, cum îi spune, la directoare și spuneți-i dacă poate să se vadă cu noi după, pentru că noi suntem la muncă până la ora 4, bro, cum adică faci ședință la 3, bro? Ați mai auzit chestia asta, frate, o să facă cineva ședință la ora 3? Mama, sigur nu vrei să mergi la un medic și stai azi liniștiți, mâine o să-i spunem directoarei și poate o să puteți să veniți după ora 15 să vă întâlniți doar voi cu ea în particular. Doamne ajută, băi, adică chiar vreau să vorbesc cu ea, știți că eu am vorbit cu ea când credeam că ăștia doi au fost răpiți, dar am schimbat două vorbe, vreau să o cunosc și vreau să văd, să-i întreb așa. Ce mai fac copiii noștri așa în prima săptămână de școală? Apropo, mama, tata, astăzi am luat două note de 10. Se pare că nu sunt un elev chiar atât de rău. La desen și la muzică. Mai trebuia unul la sport. Să moară frații mei, zici că ai luat nu știu ce note. În fine, eu să mă duc să mă odihnesc, băi, și fete, că mi este chiar foarte, foarte somn. Iar tu, Magdalena, te rog să faci aceeași chestie. Nu te mai stresa, că pe bune nu ajungem absolut niciunde. Bună dimineața, băi și fete. Abia ce m-am trezit și... Iubire, Magdalena, tu ai dormit bine? Adică eu am dormit caput, fraților, toată seara și nu mi-am dat seama dacă cumva te-ai mai trezit în timpul nopții, nu te-ai simțit bine, a fost totul bine. Iubire, astăzi după ce ne întoarcem de la ședință, că nu știm dacă directoarea o să accepte să se vadă doar ea cu noi, trebuie să mergem la doctor. Mă simt foarte, foarte rău și cred că și știu care este motivul. Probabil de la operația pe care mi-a făcut-o doctor Barbă. Haide, Magdalena, că nu știm acum, pe bune. Adică doctor Barbă, faci, știți că a vindecat-o pe Magdalena, eu zic să... Nu, adică chiar nu cred, dar nu vrei să mergem gen la el, să te consulte el? Știam că eu nu pot să am încredere în nenorocitul ăla. Dar ok, nu vreau să dau vina pe el așa fără niciun motiv. Așa că o să mă calmez și vedem când mergem la doctor. Nu m-am simțit atât de prost de foarte mult timp. Știu că am avut stări de astea de greață doar atunci când am avut boala aia sau când am născut-o pe Izabela. În rest, niciodată. Îmi pare chiar foarte rău, iubire, îmi pare chiar foarte rău, însă lasă. O să le spun acum fraților copiilor să vorbească cu directoarea, să ne vedem și după când venim de la ședință mergem direct la doctor. Bună dimineața, Izabela, Răzvan, să nu uitați să vorbiți cu directoarea neapărat, deci să vorbiți cu directoarea neapărat după ce mergem la ședință, mergem la doctor, că mama voastră se simte foarte rău. Tată, spune-i, te rog, eu lui Răzvan că nu mai încape prostia lui în casa asta. Bă, iară vă certați. Bă, nu, dar nu v-am zis, acum v-a apucat să vă certați între voi. A avut o temă de 5 exerciții la mate și le-a greșit pe toate. A venit la mine și s-a dat mare că el de fapt știe matematică, dar uite-te și tu la tema asta, e 100% greșită. Eu nu înțeleg cum nu poți rezolva niște exerciții atât de simple. Bă, Răzvane, băi, ce-ai făcut, mă? Ia temă. Prima problemă. Calculează suma 26 plus 3, 7. 26 plus 3, 7 egal 63. Egal 62, băi, inteligentule. 7 plus 5 vine 12, nu 13. Înmulțește 8 cu 6. 8 ori 6? 8 ori 6 e 48, nu 56. Băi, Răzvane, băi, dar tu chiar să moară frații mei. De ce te duci la școală? Că n-ai nicio treabă, fără supărare. 3. Găsește diferența dintre 75 și 28. Diferența este 51. Ba nu, nu e 51. E 47 diferența. Băi, băi, Răzvane, nu? Da. Ba nu, da, ba da. Băi, Răzvane, băi, băi. Zoane, dar voi ce învățați la școală, men? Cum nu știi să faci niște probleme atât de simple, bro? Sunt pur și simplu cele mai simple probleme. Eu nu înțeleg cum tu nu știi să nu le faci. Cum nu știi să le faci. 4. Un fermier are un câmp dreptunghiular cu lungimea de 30 de metri și lățimea de 20 de metri. El dorește să împartă câmpul în pătrate egale, astfel încât fiecare pătrat să aibă aceeași latură. Care este lungimea laturii acestor pătrate? Tu zici că sunt 4 pătrate cu laturi de câte 5. Deci fiți atenți. Deci dreptunghiular cu lungimea de 30 de metri și lățimea de 20 de metri. Și vrea să împartă câmpul în pătrate egale, astfel încât fiecare pătrat să aibă aceeași latură. Care este lungimea laturilor acestor pătrate? Păi băieți și fete, practic, dacă lățimea este 20, ca toate laturile să fie egale, trebuie să taie 20. Ok, habar nu am cum să fac problema asta. Gen, ar trebui să am ceva pe foaie. Nu, ar trebui să fie 20... Nu? Adică face dacă are lățimea de 20 de centimetri, înseamnă că laturile astea de lângă dreptunghi sunt de 20 de centimetri, de metri. Așa că și cealaltă latură trebuie să fie de 20 de metri. În fine, nu înțeleg, chiar nu înțeleg.
Sunt 4 patate cu laturi de câte 5, nu știu dacă a făcut bine. Și la 5, Ana și Maria au strâns bani pentru a cumpăra o bicicletă care costă 400 de lei. Ana a strâns 60% din suma totală, iar Maria a strâns 40%. Câți au strâns ele fiecare și câți bani le mai lipsesc pentru a cumpăra bicicleta? Nu le mai lipsește niciun ban. Băi, cum adică? Dacă ea a strâns 60% și Maria 40%, 60 cu 40 vine 100%, nu le mai lipsește absolut niciun ban. Ana a strâns 60%, adică a strâns 24 de lei, a strâns 240 de lei. Iar Maria a strâns 16 lei, a strâns 160 de lei, Răzvan! Deci Ana a strâns 24 de lei, Maria 16 și ne mai trebuie 376. Băi, fii atent, bă, Răzvane, băi, te rog eu, deci. Ascultă pe soră ta că ai greșit toate problemele. Asta la 4 de față eu nu prea știu nicio cum să fac problema, dar sunt gen 100% convins că este greșită. Dar eu credeam că e bine, în fine o să colectez când ajung la școală. Ei, uite că nu-i bine, frate, Doamne, man, în fine, haide să mergem, băi și fete. Nu știu ce fac copiii ăștia la școală. Dacă stau să mă întrebați, băi și fete, chiar nu știu, mă, dar mă îngrijoresc pentru Magdalena, oare ce are, bro, de ce se simte atât de prost, man? Adică, bănuiesc că și voi, toată lumea a fost în viața asta stresată, dar eu n-am mai auzit simptome de la stres să te simți atât de rău. Adică, fiecare persoană are corpul ei și reacționează diferit la stres, dar nu știu, mă simt destul de ciudat în legătură cu asta. În fine, haideți să ne băgăm la treabă. Bună ziua, doctor Barbă. Bună dimineața, Marius. Astăzi voi începe un nou experiment. Poți să ghicezi despre ce este vorba? Nu. Sunt un milion de variante, nu? Exact, este vorba de un experiment de creștere. Voi încerca să creezi o substanță care va face oamenii mult mai mari și va îmbătrâni mai rapid. De ce faci o substanță care face astea două? De ce nu faci două? Una care o să-i facă mai mari, adică mai gigantici, și una care îi va îmbătrâni. Că așa, practic, să îmbătrânești e nașpa, dar să fii mai mare e tare, nu? Adică, n-are sens, în fine, hai de la treabă, bine, hai. Ok, băi și fete, s-a făcut ora 4 și cred că mi-am terminat și eu programul pe ziua de astăzi. Marius, am terminat tot ce trebuia să fie terminat pe ziua de astăzi și, apropo, trebuie să zic ceva, că știu că ești interesat. M-am interesat despre cazul nostru de la poliție și am aflat că e vorba de ceva polițist șef de acolo care tot ne dă târcoale. A fost și la tine acasă, din câte am înțeles. Da, polițistul șef este chiar un prieten de-al meu. Știu că te întreci bine cu el, dar te asigur de pe acum că dacă întrece limita, o să dispară. Noi, infractorii, nu ne permitem să omorâm polițiști decât în cele mai grave momente și când nu avem altă variantă. Ma. Ce să fac acum? Pentru că după poliția începe un război cu noi și este foarte greu să câștigi un astfel de război. Dar dacă prietenul nostru polițist e dispus să facă asta, atunci să o facă. Domn doctor, eu nu mă bag la chestia asta. Mă, băi și fete, asta e nașpa rău de tot. Asta chiar e nașpa. E nașpa rău de tot, dacă s-a să mă întrebați pe mine. Chiar nu vreau să intru în război cu poliția și chiar nu vreau ca domn polițist să pățească ceva. Bă, dacă se bagă unde nu-i fierbe oala, bro, acum, na, e treaba lui până la urmă, știi ce zic? Nu eu l-am pus să se bage unde nu-i fierbe oala. Așa că, na, fiecare cu ce poate. Eu tu și pe Magdalena că a venit acasă. Mamă, ok, băi și fete, sunt curios dacă putem să mergem la ședință. Magdalena, ce faci? De ce nu intri în casă? Marius, mergi, te rog, și întreabă pe copii dacă au vorbit ceva cu directoarea ca să merge să terminăm cât mai rapid problema. Astăzi la muncă, după ce am băut cafea, mi-a venit să o dau afară. Nu știu, fac puțin efort, mă simt foarte rău. Am observat că dacă stau și mă odihnesc, nu mă simt rău doar noaptea. Dar în rest, dacă stau și nu fac nimic, mă simt normal. Însă când fac puțin efort, începe calvarul. Nu, lasă Magdalena, că mergem la medic și vedem noi care e treaba. Da, mergem la medic și vedem 100% care e treaba. Ia ziceți, băi, ați vorbit? Da, tata ne-a spus că vă puteți duce la orice oră până la 18:00, că o găsiți la ea în birou. Păi mergem acum. O să vă spună niște lucruri și o să vă dea să citiți ceva regulament nou, nimic special. Și probabil o să vă spună notele noastre. Mama este bine? Băi, mama voastră se simte cam rău, dar după ce mergem la școală, o să mergem și la doctor. Haideți să plecăm. Bună ziua, doamna profesoară, ne mulțumim foarte mult că ați acceptat să ne vedem așa în particular, însă noi la ora 3 nu puteam să venim aici, deoarece la ora 4 am ieșit de la muncă. Așa că, na, spuneți-ne despre ce voia să vorbiți. Bună ziua, domnilor, îmi pare bine să vă cunosc. Nu o să vă țin foarte mult, că am impresia că sunteți niște oameni foarte ocupați. Vreau să știți că, în ceea ce o privește pe Izabela, este o fată atât de scumpă și are niște note foarte bune, este un elev model. În ceea ce privește pe Răzvan,
Bogdan, să știți că și el în ultimul timp a început să ia note foarte bune, dar m-am uitat în catalog și în primele zile, nu știu dacă știți, dar a avut niște note foarte, foarte proaste. Știm situația, nu mai recapitulăm. În fine, un lucru mai vreau de la voi, să-mi spuneți ce părere aveți despre acest regulament. Ne gândim dacă să-l introducem în școală sau nu. Ok, băi, și fete, un regulament nou la școală. 1. Uniformă școlară. Băi, fraților... Da, de ce să nu fie? Adică știu că probabil dacă voi ați fi obligați să purtați uniformă școlară, a zice că nu vreți să purtați chestia asta, dar, așa aș fi zis și eu, dar acum că am crescut, a să înțeles, mi se pare o idee foarte bună, pentru că fraților nu mai sunt diferențe între copii și na, nu poate să vină altcineva la școala respectivă, știi ce zic, adică mai existau cazuri în care veneau alții din altă școală, îl băteau pe unul, acum nu se mai poate întâmpla așa ceva dacă e uniformă școlară. Elevii sunt obligați să poartă uniforma școlară în fiecare zi. Orice deviere de la această regulă va fi sancționată cu... Ok, nici chiar să fie sancționați, nu știu ce să zic. 2. Punctualitate. Elevii trebuie să fie prezenți la școală la ora stabilită în orară. Orice întârziere repetată va fi notată și pot fi aplicate sancțiuni, cum ar fi muncă suplimentară sau suspendarea dreptului de a participa la activități extrașcolare. Adică la activități gen excursie. Adică, bă, pe și fete, dacă întârzi... Bă, nu știu, mi se pare cam dur. Respect față de cadrele didactice și de colegi. Este interzisă orice formă de dispreț sau comportament nepotrivit față de profesori, colegi sau personalul școlii. Comportamentul nepotrivit va fi sancționat sever. Bă, băi și fete, nu știu, mi se pare cam dur, adică sancționat sever? Na, nu e bine să vorbești unul cu profesorii sau cu colegii, dar ce înseamnă sancționat sever? 4. Interzicerea bullying-ului. Sunt de acord cu asta. Bullying-ul sub orice formă, fizică, verbală sau online, este strict interzis și va conduce la măsuri disciplinare grave, inclusiv suspendarea sau excluderea din școală. 5. Participare activă la ore. Elevii sunt obligați să participe activ la toate orele de curs. Comportamentul disruptiv sau neimplicarea în activități poate atrage atenționări și sancțiuni suplimentare. Bro, nu sunt de acord cu asta. Cum adică dacă nu ești implicat la oră, dacă nu faci nicio problemă și pur și simplu nu ești implicat la oră, să fii sancționat, nu știu ce să zic. 6. Interzicerea fumatului și a consumului de alcool. Asta că nu era și înainte, adică ce e asta aici, nebun? Nu era și înainte. 7. Curățenia și igiena personală, ok. Interzicerea telefoanelor mobile în clasă, da, elevilor le este interzis să folosească telefoane mobile în timpul orelor de curs, cu excepția situațiilor în care profesorii permit acest lucru, ok, sunt de acord. Participarea la activități extrașcolare, băi, ia stai puțin, băi și fete, elevii sunt încurajați să participe la activități extrașcolare. Păi și neparticiparea sau comportamentul poate conduce la excluderea din acestea. Bă, frate, cum adică dacă n-ai bani să mergi în excursie, ce faci? Te dau ăștia afară de la școală? Menținerea bunelor note și respectarea codului de conduită. Elevii trebuie să se străduiască să obțină rezultate bune la învățătură și să respecte în permanență codul de conduită școlar. Performanțele slabe sau nerespectarea regulamentului pot atrage sancțiuni. Bă, dacă e notă mică, e sancționat pe lângă faptul că ți-a dat notă mică. Nu știu, doamna profesoară, sincer vă spun, este un regulament destul de dur. Doamna Alina, soțul meu cred că are dreptate. În general e bun, dar are și niște reguli exagerate. Ne-a făcut plăcere să ne cunoaștem. Pe bune, o zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim. Și acum hai să mergem acasă și după la doctor. Ok copii, am fost și am vorbit. Și din câte am înțeles totul este bine. Însă ne-a arătat ceva regulament care ar vrea ei să-l bagi în școală, care era destul de strict. Adică v-ați speria dacă l-ați citi. Era chiar atât de strict, da, adică, gen, bă, erau niște reguli normale, dar erau și niște chestii ciudate, adică, dacă iei notă mică o să fii sancționat, bro, dar nu ești sancționat prin nota mică, știi ce zic, n-are niciun sens. Mama, te simți bine, Magdalena, haide să mergem la spital. Mă simt puțin mai bine, dar tot rău. Marius merge la medic, da, haide să mergem la medic, băi și fete, să vedem ce are Magdalena, că, na, stăm cu sufletul la gură. Ne aflăm la spital, băieți și fete, și Magdalena este înăuntru la doctor de vreo 15 minute. Voi ce ziceți, copii? Tata, cât mai așteptăm? Haide, mă, nu puteți să mai așteptați? Tata, cât mai trebuie să așteptăm aici? Ok, hai că mă duc și eu, băieți și fete, că de 15 minute așteptăm să vedem care-i treaba. Magdalena? Atât de mult? Haideți, domn doctor, eu deja mă simt rău de ceva timp și dacă am ceva grav, v-am spus, obosesc foarte ușor și mă simt rău când fac mult efort. Domn doctor, care-i treaba? Stați puțin, domnilor, că este foarte complicat. Va mai trebui să veniți și zilele viitoare la consultație. Sunt niște simptome prea comune. Durere de cap, oboseală, greață. Sunt 100 de boli care au simptomele astea. Bă, tu nu dai aici doctor să zici ce are?
Va dura ceva până când o vom găsi pe cea pe care chiar o aveți. No, Magdalena, ți-am zis, ăsta n-are nicio treabă. Hai să mergem la doctor Barbă, îi spui lui simptomele și te consultele, că la 100% știe mai bine. Ok, băieți și fete, ne aflăm la cabinetul doctorului Barbă. Cabinetul, da, în ghilimele. Magdalena a intrat acolo deja de vreo 10 minute și așteptăm să vedem care-i treaba. Tată, dar dacă doctor Barbă este un doctor atât de bun, de ce nu se angajează la spital? Ai văzut ce doctor bun sunt la spital, nu? El lucrează pe cont propriu, pentru că, vă dați seama. Apropo, inteligenților, că azi dimineață m-ați făcut prost, să știți că mi-am corectat tema fix cum mi-a zis voi și a fost greșită. Da, cred că ai greșit totul încă o dată, nu cred că a fost greșită. Cred că e foarte ușor să-ți dai seama cât era, cât 25 plus 5, 7, e foarte simplu. Știam că eu am făcut bine, da, în fine, bun, Răzvane, ia hai să vedem, fraților, care-i treaba. Domn doctor Barbă, ați consultat-o pe Magdalena, știți cumva ce are? Marius, eu nu înțeleg pe ce planetă trăiți voi. Mamă, ce s-a întâmplat? Sau la ce doctor mergeți, nici nu trebuie să o consult pe Magdalena pentru că știu exact ce are. Domn doctor, eu știam că sunteți bazat rău de tot, dar eu acum de unde să știu, da? Nu-ți dai seama? Stări de amețeală, obosește repede, vomită, nu este vorba despre nicio boală. Cum adică nu este vorba despre nicio boală, domn doctor? Haide, Marius, e atât de ușor să-ți dai seama. Gândește-te că are niște simptome care o fac să se simtă rău, dar nu se duc în extreme de genul scuipat sânge sau hemoragii de-astea. Domn doctor, eu sunt asistentul dumneavoastră că m-ați luat de pe stradă, n-am făcut o facultate de medicină. Marius! Magdalena este gravidă. O să aveți un nou copil. Ok, nu știu cum să reacționez la asta. Oh my god, băi și fete. Mama, acum mi-aduc aminte. Magdalena s-a simțit la fel și când era gravidă cu Răzvan și cu Izabela, fix la fel s-a simțit. Ea, nu știu, are o reacție așa mai nașpa, adică bănuiesc că nu toate femeile însărcinate se simt așa rău, dar ea așa se simte, gen, până când se calmează puțin și se odihnește. Oh my god. Mai ales ar trebui să ne bucurăm sau să ne panicăm. Mamă, băi și fete, cum m-a lovit vestea asta. O să avem un nou copil. Mamă, deci chiar... Chiar nu știu ce să zic.